momentul de față, cred că orice suporter al Ripensiei își dorește ca în primul rând echipa să rămână în eșalonul al doilea, pentru că e foarte, foarte important ca echipa asta să aibă continuitate în Liga 2. E foarte greu să te duci în Liga 3 și apoi să revii, chiar dacă va fi continuitate la nivelul băncii tehnice sau așa mai departe. Eu îmi doresc din tot sufletul să reușim această menținere în Liga 2 în acest an și vă spun, fără să exagerez cu absolut nimic, dacă vom reuși acest lucru, din punctul meu de vedere, va fi o performanță aproape la fel de mare ca și promovarea cu Sibiu. De ce spun asta? Pentru că sunt vreo 300 și ceva de meciuri pe care eu le am ca antrenor principal doar la Liga 2 și așa cum v-am spus în debutul emisiunii, nu am întâlnit încă un an atât de echilibrat. Mă refer la cele două echipe care ar urma să mai meargă în Liga 3-a, pe lângă cele trei care în mare parte se cunosc, adică Snagov, Pandurii și Dacogetica, care s-a retras. Nu cred că Pandurii, sincer, are șanse să se salveze, la fel cum nici Snagov nu cred că are șanse, indiferent că rămâne, se retrage, dacă se retrage, clar că nu mai participă, dar chiar dacă ar participa, nu cred că are șanse să rămână. În schimb, pentru celelalte două locuri, e o bătălie foarte, foarte